La data de 20 octombrie, polițiștii au depistat pe DN69 un autotrâng cu semiremorcă staționat într-o parcare. În urma controlului încărcăturii autotrenului, polițiștii au descoperit 600 de baxuri care conțineau 6 milioane de țigarete netimbrate. În cauză, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au desfășurat investigații în perioada februarie-octombrie. Țigările urmau a fi comercializate în partea de vest a țării. Șoferul autotrenului, cetățean sârb de 38 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților Tribunalului Arad cu propunere de arestare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Cantitatea de țigarete în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, precum și mijlocul de transport, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor. În acțiune au fost angrenați și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Arad.